Centrul istoric urmează să fie reconfigurat. Parcarea supraterană de la gară va fi înlocuită cu una subterană. Strada Avram Iancu va deveni pietonală, se vor amenaja piste pentru bicicliști în zona centrală și vor exista mai multe zone verzi. Proiectul investiției, care se ridică la 3,4 milioane de euro plus TVA și ale cărei durată de realizare atinge 12 luni, a fost transmis de Primăria Sibiu către Agenția de Protecție a Mediului și se află în consultare publică. Rata incidenței cumulate este în continuă creștere în localitatea sibiană Șeica Mică. Dacă rata de infectare va trece de 4, autoritățile locale pot lua în calcul introducerea de restricții. În România s-au impus astfel de măsuri în mai multe localități, unde incidența a crescut considerabil. Astfel, dacă rata va crește, se pot impune următoarele restricții. Se vor interzice spectacolele, festivalurile, activitățile recreative și sportive. De asemenea, se vor închide barurile, restaurantele și evenimentele private vor fi interzise. Peste 20 de persoane de etnie romă din Brateiu și Blăjel s-au bătut luni după amiaza în parcarea molului din Șelimbăr. Răfuiala a izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi și se pare că toți cei implicați se cunoșteau. 4 persoane au fost rănite, iar printre ele se numără și un copil în vârstă de 12 ani, care a fost înjunghiat. Medicii care l-au operat au descoperit că băiatul avea o lamă de cuțit înfiptă în torace. În prezent, 8 persoane sunt reținute fiind cercetate pentru tentativă de omor, loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.